Centrarea lui Nistor, mingea cade la Marti, șutul bun și apoi Rămeacle, gol! 1-1! În 10 oameni, Ucluj restabilește egalitatea. Nesperat, neașteptat, sau aș spune mai degrabă neașteptat de repede. Dar în continuare cred că Ucluj nu se poate gândi realist și la victorie, dar vine acest gol ca o salvare. Foarte bine a interceptat inițial Ricardinho, mi se pare că totuși voluntariul se apără puțin cam jos. Iată Martiș fără marcaj, la fel Rămeacle la 16 metri. Și tocmai fostul jucător al voluntariului, iată Rămeacle restabilește egalitatea. Este deja al patrulea gol marcat de Martin Rămeacle în această ediție de campionat și egalează performanța.